Bună, dragilor! Astăzi, un nou tutorial, o să vă arăt un proiect, o combinație între materiale din magazin și materiale reciclabile. Materialul pe care o să-l folosesc astăzi este tăbița aceasta de aluminiu, pentru că îmi trebuie bucata aceasta de aluminiu. Am încercat să folosesc și folie de aluminiu de bucătărie, dar e foarte subțire și nu mi-a ieșit tehnica pe care am dorit să o lucrez, așa că voi folosi tăbița aceasta. Decupez centrul și voi folosi bucata din interior, însă nu voi arunca nici marginile pentru că merg foarte bine perforate. Marginile acestea voi decupa doar partea tare. Voi folosi mașina Sizix pentru tăiere, pentru a tăia câteva forme și de asemenea aceeași mașină voi folosi pentru embosarea foliei de aluminiu. Voi folosi două placaje 9x9 pe centrul cartonului meu pânzat. La fel am ales culoarea neagră de fundal pentru că se potrivește foarte bine cu aluminiul și voi folosi la sfârșit o pastă antică pe margine. Am ales două forme de embosat cu motive florale. Introduc folia de aluminiu. Următorul pas, o să creez florile pentru a decora mijlocul tabloului. Așa au ieșit cele două flori. Modelul acesta, același lucru am făcut și au ieșit florile acestea, care le voi lipi în partea de jos. Voi face o combinație de flori. O să vă arăt și cu perforatorul. Aluminiu și ascute perforatorul. Următorul pas este să lipesc foliile de aluminiu pe placajul meu. Voi folosi pistolul de lipit, fixând aluminiul în câteva puncte, iar surplusul voi decupa cu foarfeca. Înainte să lipesc florile, o să dau cu o pensulă pe partea de embosare sau puteți să dați și cu degetul. Vreau să îi dea un iz de negru.
am dat cu vopsea neagră, cu pensula și cu degetul am întins peste embosare, iar acum urmează să asamblez florile. Am dat și pe floare puțin cu negru, doar pe floarea de jos. Voi folosi diferite frunze tăiate, la fel le voi lipi cu pistolul de lipit. Am tăiat două bucăți cu foarfeca, le-am embosat puțin cu și cu degetul merge. Iar acum voi folosi pasta argintie de învechire și voi da pe marginea tabloului foarte puțin. Așa a ieșit tabloul meu, finalul. O să repet materialele. Carton pânzat negru, două placaje de 9,5 cm. Am folosit materialul acesta reciclabil dintr-o tăviță, în care am tăiat aluminiul acesta mai dur. Cu ajutorul mașinii și perforatoarelor am creat și decupat aceste flori și fluturi, frunze, și am îmbosat cele două foi cu care am decorat placajul cu ajutorul plăcii acestea de îmbosare. Am folosit o pastă de învechire argintie pe margine, foarfecă și pistolul de lipit cu care am asamblat la final decorurile acestea. Se pot jongla cu bețișoare de frigărui, să ondulați petalele, puteți să vă puneți imaginația la lucru și sper că vă place ce a ieșit. Nu aruncați materialele din care se pot lucra diferite decorațiuni, cum este folia de aluminiu sau cartoanele de la cutii din care se pot crea foarte multe decorațiuni. Sper că vă place. Până la tutorialul următor. La revedere!